Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea, iar astăzi vom discuta despre elemente de organizare a datelor, partea 1, matematică, clasa 6. În viața de zi cu zi, pentru a descrie un fenomen din domeniul științelor sau cel al activităților economico-sociale, se folosesc diverse metode de colectare și interpretare a datelor ce caracterizează fenomenul respectiv. Corelarea datelor obținute prin diverse metode statistice și probabilistice permite studiul acestor fenomene într-un mod plăcut și permisiv din punct de vedere al realizării unor previziuni privind evoluția lor viitoare. Datele colectate se pot organiza folosind diverse aplicații, Microsoft Excel sau altele, sub forma unor tabele grafice cu bare sau a unor diagrame. Pașii importanți în analizarea unui fenomen constau de obicei în culegerea, înregistrarea și organizarea și clasificarea datelor care descriu fenomenul. Haideți să vedem împreună ce situații putem întâlni în continuare. Probabilitatea. Ce înțelegem prin probabilitate? Probabilitatea reprezintă un raport ce descrie șansa de realizare a unui eveniment din cadrul unui experiment. Dacă notăm cu A evenimentul analizat, atunci definim probabilitatea de realizare a acestuia ca fiind raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul total de cazuri ale experimentului. În general, probabilitatea se notează cu P mare, evenimentul fiind notat cu A, probabilitatea de realizare a evenimentului A o notăm cu P de A. Și reprezintă raportul dintre numărul cazurilor favorabile pe numărul total de cazuri. Să vedem câteva observații referitoare la probabilități. Probabilitatea de realizare a evenimentului A este o valoare cuprinsă între 0 și 1. Prin convenție, unui eveniment imposibil îi se asociază probabilitatea 0, iar unui eveniment sigur îi se asociază probabilitatea 1. Un exemplu care să reflecte cele de mai sus îl constituie primul în care în tabelul de mai jos găsim structurate diverse informații legate de preferințele sportive ale elevilor unei clase. După cum se observă, tabelul este organizat pe două linii, prima linie marcând sportul preferat, aici alegând basket, fotbal, volei sau șah. Cea de-a doua linie este linia unde trecem numărul de elevi care sunt pasionați de basket, de fotbal, de volei sau de șah. Haideți să citim datele trecute în acest tabel. Corespunzător rubricii basket din tabel avem numărul 15. Asta înseamnă că un număr de 15 elevi din clasă iubesc sau le place basketul. Pentru rubrica fotbal, găsim corespunzător liniei în care sunt trecuți numărul elevilor, numărul 20. Deci, în clasă sunt 20 de iubitori de fotbal. În mod similar, rubricii volei îi corespunde numărul 8. Uitându-ne pe linia care dă numărul elevilor din clasă, constatăm că aceștia reprezintă numărul de elevi cărora le place volei. Pentru coloana în care avem rubrica șah, găsim corespunzător numărului de elevi, numărul 2. Așadar, în clasă sunt 2 elevi cărora le place șah. Acestui tabel putem să-i asociem o diagramă sub forma celei din imagine. Aici
am reprezentat cu albastru, galben, verde și roșu, culorile asociate iubitorilor de basket din clasă, de fotbal, de volei sau șah. Astfel, constatăm că în diagramă am reprezentat prin aceste bare numărul de elevi cărora le place basketul, acestea fiind un număr de 15. Vedeți cu galben numărul de elevi cărora le place fotbalul, acestea fiind de număr de 20, respectiv numărul de elevi cărora le place voleiul, acestea fiind un număr de 8. Iubitorii de șah rămânând în număr de 2. Pe verticală am așezat numărul de elevi din clasă cărora le place sportul respectiv, basket, fotbal, volei sau șah. Al doilea exemplu se referă la determinarea probabilității de extragere a unei bile albastre în contextul în care într-o urnă sunt două bile albe, trei bile roșii, respectiv cinci bile albastre. Probabilitatea este dată de raportul dintre numărul de bile albastre pe numărul total de bile. Așadar, 5 supra 2 plus 3 plus 5, care reprezintă numărul total de bile, adică 5 supra 10, prin simplificare 1 pe 2, sau altfel 0,5, reprezentând probabilitatea de extragere a unei bile albastre. Cu speranța că aceste exemple au fost de folos în înțelegerea noțiunilor legate de organizarea datelor, vă aștept la o nouă întâlnire în mediul online. La revedere!